Mă întorc la plățile efectuate către beneficiari aici acasă. Am și informația pe care vreau să o verific. Pe bursă profesională am avea 319.000 de beneficiari, elevi care beneficiază de această bursă, dar le luăm pe rând. Deci plăți efectuate deja către beneficiari, suntem la 2,4 miliarde de euro. Am plecat în 30 iunie 2017 de la 380 de milioane de euro. Și am ajuns astăzi la 2,4 miliarde de euro plăți pe care le facem către beneficiari. Sigur că aceste plăți către beneficiari demonstrează că proiectele sau contractele despre care am vorbit mai devreme, de 13 miliarde de euro, sunt în implementare. Ministerul Fondurilor Europene vine în întâmpinarea beneficiarilor și am venit cu partea de prefinanțare. Venim cu partea de avansuri pentru a putea să facem mai ușoară din punctul lor de vedere implementarea, în sensul de a-i sprijini pe tot ceea ce înseamnă buget. Alocăm 10%, de exemplu, la prefinanțare din valoarea proiectului pe care fiecare beneficiar îl derulează și care este finanțat din fonduri europene. Am să vă spun câteva lucruri în ceea ce privește simplificarea. Era o grămadă de avize, de autorizații. Toate acestea erau cerute încă de la începutul cererii de finanțare. Deci, dumneavoastră, doamna Stoicescu, veneați și vreați să depuneți un proiect. Ca să depuneți proiectul respectiv și ca să se semneze cererea de finanțare, vă trebuiau 7.000 de avize. Toate aceste avize le-am scos și le-am dus în faza de contractare. Îi spunem noi precontractare. De ce? Pentru că este posibil ca proiectul respectiv să treacă sau să nu treacă în urma evaluării. Pentru că și acolo este o procedură pe care trebuie să o respectăm, pentru că este impusă de către Comisia Europeană, impusă la nivel european, cu două faze, cu faze de contestații în sfârșit. Am simplificat acest lucru. Ce am mai simplificat? Am venit cu rate forfetare, în așa fel încât să putem să eliminăm eventualele constrângeri bugetare sau detalierea când se venea la plată, la cererile de rambursare, cu tot felul de deconturi, cu nu știu câte mii de hârtiuțe și nu știu câte mii de puncte. Și atunci am mers pe partea de acordarea unei rate forfetare pe tipuri de cheltuieli. Am eliminat ordinul de ministru din cheltuielile eligibile dintr-un proiect. Nu avea niciun rost. Pentru că ele oricum își urmează procedura. Pentru infrastructura mare. Asta. Am dat o ordonanță prin care am eliminat obligativitatea de a se elabora și de a se aproba un plan de dezvoltare urbană de a exista în momentul finalizării studiului de fezabilitate, tocmai pentru a putea merge mai departe și pentru a putea eficientiza și a susține ritmul de investiție în infrastructura mare. Dacă vorbim de infrastructura mare, am dat doar care câteva elemente. Împreună cu Ministerul Transporturilor. Este gestionată de Ministerul Transporturilor. Oamenii, dar eu am înțeles de la început, nu dumneavoastră sunteți ca minister cel care scoate la licitație nici tronsoanele de autostradă, nici nimic. Aduceți banii, creați cadru. Mai departe, ne ducem pe ministere ca să vedem cum implementează aceste lucruri. Dar tot rămâne, și o să luăm pauză de publicitate imediat după, o să-mi spuneți, tot rămâne întrebarea la final. Câți bani am reușit să atragem, cu ce rămânem din ei, ce rezultate vom vedea imediat după pauză.